Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gateșteușor.ro. Pentru că tocmai am fost la mare, unde am mâncat o mulțime de feluri de mâncare cu pește și fructe de mare, în special midi, am ales să fac astăzi midi marinier. Pentru această rețetă vom folosi 1 kg de midi din acestea în scoică. Sunt midi proaspete, vă sugerez și vouă să cumpărați la fel. Am spălat foarte bine midiile și le-am înlăturat algele de pe ele, au o chestie bărboasă care trebuie înlăturată. Este foarte important să dați la o parte toate midiile care nu se închid, pentru că acelea nu mai sunt bune. Cam asta despre midi. Apoi, pentru sos, vom folosi 4 roșii pe care le-am oporit, decojit și tăiat în cubulețe, 200 ml de vin alb sec de bună calitate, o ceapă mai mare tocată mărunt, suc de lămâie de la o jumătate de lămâie, o jumătate de legătură de pătrunjel verde, 4 căței de usturoi tocat mărunt, 20 de ml de ulei de măsline, piper după gust, câteva frunze de oregano proaspăt sau busuioc, o linguriță de sare și câteva felii de ardei iute. Pentru a face aceste delicioase midi marinier, ne vom apuca pur și simplu de gătit, pentru că eu am deja ingredientele pregătite. Am încins uleiul de măsline în această cratiță și voi pune în el la călit ceapa împreună cu usturoiul. Le voi lăsa timp de 5 minute, cu mare grijă să nu se ardă usturoiul. Peste ceapa călită voi adăuga roșiile. Puteți folosi și roșii din conservă, dar pentru că este vară, eu am decis să folosesc roșii proaspete pentru că sunt mult mai gustoase. Voi adăuga tot acum și ardeiul iute, puneți după gust, și frunzele de oregano, pe care o să le mărunțesc un pic și voi lăsa totul să clocotească timp de 5 minute. Sosul este gata, acum îl voi condimenta cu sare, cu piper, doar așa pentru aromă, pentru că ardeiul iute deja a condimentat destul de bine sosul. Voi pune vinul și midiile. Voi amesteca. Voi acoperi cu un capac și le voi lăsa să se aburească aici timp de 10 minute sau până când scoica se desface. Acum voi da la o parte capacul, iau uite și de aburies. S-au deschis toate midiile. Dacă înainte de a le găti este foarte important să nu fie niciuna deschisă, după ce le gătim este foarte important să nu rămână nicio midie închisă. Deci trebuie după ce le gătiți să le înlăturați pe cele care au rămas închise. Acum voi adăuga peste ele sucul de lămâie. Acum pur și simplu voi opri focul. Voi pune peste midiile mele pătrunjel proaspăt tocat mărunt și sunt gata pentru a fi servit. Midiile mele marinier sunt gata. Pentru a vă bucura de sosul acesta delicios, care e ca un fel de supă, vă sugerez să le serviți alături de pâine prăjită, de crutoane sau de paste. Sunt geniale! Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să subscribe canalul meu de YouTube, gateșteușor.ro. Să aveți poftă! Am fost la mare și unde am feluri de mâncare cu pește și fructe de mare. De ce nu-mi iese? 200 de ml de muscă. Măi, Petraș, de ce ne deschidem? Am și o întrebare.
În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa! Thank you.